Mergem la următoarea noastră invitată, care și-a scos rochia la licitație și speră să obțină cât mai mulți bani pentru această rochie. Și stați liniștiți, nu vreau să săriți cu hate. Banii strânși vor fi donați renovării secției de pediatrie a Spitalului Municipal Câmpul Lung Mușcel. Adelina Pestrițu este aici, rochia o avem expusă și aflăm povestea imediat. Care? Să mă las să strag de funda asta și... Dar nu se desface, asta e doar decorativă. Stă foarte bine, Adelina. Mulțumesc, bine, Adelin. Mă bucur să te văd. Și eu mă bucur foarte mult să te văd. Îți dai seama că acum te vede și Iulia Albu și abia așteaptă să zică ceva? Da, sunt foarte impresionată și emoționată când îmi spui numele asta. Îți dau lacrimile? Da. Dar vreau să fii sinceră cu mine, am o curiozitate. Da. Bă, haina aia era de artificială sau nu era artificială? Că m-am certat cu ei, am zis că, nu e că e artificială. Dar de ce vrei tu să discutăm despre acest subiect? Păi acum mi-am adus eu aminte, așa, pur și simplu. Ei, lasă că spun în privat. Nu cred că interesează pe nimeni. Păi da, dacă nu spui acum în direct, o să zică oamenii că era din blană naturală și că Iulia avea dreptate. Oamenii, dacă vor să afle ceva, mă urmăresc pe Instagram și află imediat. Misterioasa Adelina Pestrițu. Ei, nu misterioasa, da? Enigmatica. Hai să vorbim despre lucruri foarte frumoase. Rochia de mireasă, da? Da. Mi-era dor de ea, știi de ce? Pentru că imediat după nuntă am trimis-o la recondiționat și pentru că nu am cum să o țin în dressing, ocupă foarte mult spațiu, am lăsat-o la Pronovias, unde... Da, la un atelier. Da. Și o revăd acum. Mă iau așa... Emoțiile, da. Deci asta este rochia ta de mireasă. Una dintre iar tu ele, vrei dacă să donezi această rochie de mireasă. Nu să o donezi, s-o scos la licitație, iar banii să-i donezi. Din momentul în care m-am căsătorit, am avut această intenție să scot una dintre rochii la licitație, să strâng bani și să-i donez unei cauze nobile. Și s-a întâmplat să fiu contactată recent. Da. De fetele de la Asociația La Primul Bebe. Corect. Și să-mi propună acest lucru. E foarte greu în România, pentru că nu e implementat acest sistem de licitație. E foarte greu să găsești un loc public unde să faci aceste licitații, mai ales că restricțiile le știm cu toții. Da. Dar spune-mi unde poate lumea să intre și unde poate să liciteze pentru rochia ta de mireasă și imediat o să le spunem celor de acasă ce se întâmplă cu acești bani. Păi pot intra pe grupul La Primul Bebe, pe Facebook-ul lor, da, și acolo vor vedea postarea cu rochia mea. Pot participa la licitație. Prețul inițial a fost unul, prețul, suma de la care s-a pornit a fost una simbolică, fiind de 500 RON, însă în momentul de față s-a ajuns undeva la 15.000 RON. Deci 15.000 de RON până acum, da, pentru rochia ta de mireasă. Da. Banii, unde se duc banii? Mâine se încheie licitația, deci trebuie să se grăbească fetele care vor să se vadă în această rochie sau de mireasă. Sau domnii care vor să facă cadou rochie de mireasă. Da, de ce nu? Eu zic să faci un credit și mâine, păi mine, cine știe ce domnișoară o să apară. Poftim? Să iau rochia în avans. Da. Păi așa începe totul, de la rochie. Da, dar tu ești superstițios și nu vrei. Bun, și deci oamenii vor înțelege că dacă licitează pentru rochia ta de mireasă pe Asociația La Primul Bebe pe Facebook, banii strânși de acolo se duc pentru... Banii vor servi pentru refacerea secției de pediatrie a Spitalului Municipal din Câmpul Lung Mușcel, acolo unde și eu m-am născut. Deci, practic, banii se întorc la secția de pediatrie a spitalului unde, în urmă, cu câți ani te-ai născut? Aproape 34. În februarie fac 34. Ai mai fost acolo, la maternitate, unde te-ai născut? La maternitate nu, dar o să fac și pasul ăsta curând, mai ales pentru că m-am și implicat în această campanie și vreau să revăd locul, să-l revăd. La zi, seama, în prima zi a vieții mele, n-am înțeles nimic, n-am văzut nimic. Mă rog. Dar Da, e frumos să revii în orașul natal și să parcurgi așa tot drumul ăsta al copilăriei. Foarte frumos, așadar, cu cât se strâng mai mulți bani, cu atât maternitatea de acolo, din Câmpul Lung Mușcel, va putea fi renovată mai bine. Este o nevoie, să știi, pentru că în momentul de față nu sunt condiții, iar știi și tu, ai copii, știi cum, ce înseamnă să îți duci copilul la spital și să aibă nevoie de îngrijiri medicale, iar medicii, practic, să nu aibă posibilitatea să le ofere. Rochia asta a plecat de la 500 de roni, de lei, un preț simbolic, acum a ajuns la 15.000 de lei. Nu știm în timpul în care vorbim noi dacă oamenii au intrat pe Asociația La Primul Bebe și au licitat mai mult, dar tu cât ai dat pe rochie când ai cumpărat-o?
Rochia a costat 8.800 de euro. În mod normal nu vorbesc despre cheltuielile mele, dar având în vedere că rochia asta reprezintă scopul unei licitații, e ok ca oamenii să știe care este prețul real. Și practic ai spus că rochia asta a costat 8.800 de euro, da, ca oamenii să înțeleagă că e o rochie care are o anumită valoare. Valoare sentimentală până la urmă, în afară de cea materială. E cu Swarovski? Dacă vrei, ne putem apropia să vedem, adică să vezi tu detaliile, eu le știu. Da, este cu Swarovski, are niște bretele. Bretelele și brâul acesta din cristale nu au fost din primă fază croite pe rochie, dar eu mi-am dorit foarte mult să adăugăm aceste detalii prețioase, să-i dăm un plus de strălucire. Foarte frumos. Îți place? Da, chiar arată foarte, foarte bine. N-ai încercat după ce ai luat-o de la atelierul de recondiționare să mai îmbraci? Nu. Nu? Nu. O dai cu manechin cu tot? Întreabă un telespectator. Da, de ce nu? Că nici el n-are cum să o țină în... Dar oricum manechinul este, o să fie noua ei posesoare. Păi cea da, care va licita cel mai mult. Acum cu pandemia, știi cum e, nu e nunta. De ce? Pentru că eu dacă aș fi avut nunta programată acum, aș fi căsătorit doar eu cu soțul meu și atât. Păi da, dar n-ai mai fi băgat atâția 1.800 de euro într-o roche de mireasă. De ce? E important cum te simți tu. Păi da, corect, da. Plus că, pe lângă faptul că rochia este superbă, fata care o cumpără, fata care licitează pentru ea, participă și, din punct de vedere emoțional, la această cauză nobilă. Și persoana care o să o cumpere, o să aibă, atunci când va avea nunta, și o invitată specială, Adelina Pestrițu. Mă duc, cum să nu, și dau și dar. Gata, bă, e super afacere. Da. Important e, oameni buni, că vă spunem această poveste, pentru că dacă intrați pe asociația La Primul Bebe pe Facebook, de fapt nu faceți altceva decât să ajutați maternitatea din Câmpul Lung Mușel, acolo unde te-ai născut și tu. Da. Secția de pediatrie, da? Secția de pediatrie. Din da. Câmpul Mușel. Adelina, îți mulțumesc mult de tot că ai trecut pe la noi, și să știi că te mai așteptăm. Cătălin. Dar spune-mi cum haina aia de blană când te las. Băi, era o artificială sau naturală? Nu de alta, dar eu m-am certat cu Iulia pentru tine. Mai, Cătălin, mie îmi pare foarte rău. Dar o știi pe Iulia Albu? Eu știu ce încerci tu să faci. Nu, să nu, pe cum. Dar jur că ți-am luat apărarea și am zis că n-are de unde știi că e naturală. Mult. Dar spune-mi dacă e naturală sau artificială. Am și mine. Blănuri naturale, am și blănuri artificiale. Nu, aia care era în poză. Pentru că nu susțin, nu știu, comerțul ăsta de blănuri naturale, însă odată ce le am în dressing, ce să fac cu ele? Să le dau foc? Sunt niște haine. Le port, nu susțin. Asta sunt împotriva. Nu sunt niște lucruri pe care le-ai cumpărat tu, sunt lucruri pe care poate le-ai primit, nu? Poate le-am primit și cadou, poate le-am și cumpărat la un moment dat în viață, dar important este să nu susții chestia asta, nu? Da, aia roșie, dar era artificială sau naturală? Pe care le-am că... în dressing. Îmi pare rău dacă, nu știu, cineva e supărat din cauza asta, dar trebuie să spun că nu ăsta e scopul meu. Adică port și eu niște haine. Acum, dacă cineva se supără, îmi cer mii de scuze. Sunt mulți care se supără că porți niște haine. Și acum. Adică eu zic că am putea să remediem problema uite, asta. Uite, vezi, am venit invitată la tine în emisiune să vorbim despre o cauză nobilă și tu tot cu bățul prin gard. Eu tot te-am ajutat să vii să povestim de rochie și să intre lumea să liciteze pe asociația La Primul Bebe. Și da, îți mulțumim mult de tot și că ai venit. Mulțumesc. Și să ai mult succes și multă baftă în tot ceea ce mulțumesc. Faci. Și am un coleg care te iubește mult de tot. Dobrogea. Exact. Andrei R. Dobrogea. Peace. Peace. Dar el o iubește și pe Iulia Albu. Pe toată lumea, știu. Da. Nu? Are o inimă foarte mare, Dobrogea. Da, perfect. Oameni buni, noi revenim după scurtă pauză de publicitate. Mulțumim mult de tot. Adelina, să ai multă baftă. Ce-ți face copilul? Foarte bine. Și al doilea? În proiect. Exact, atunci e bine.